rog o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Gândesc în limba română și apoi traduc în ebraică, de unde dovada că România este patria mea profundă, ne-a declarat academicianul Jean Ashkenazi. Dragi prieteni, bună dimineața! Învățarea continuă și dragostea de oameni ne prelungesc viața creierului și ne salvează, spune interlocutorul meu din această sâmbătă. Astăzi cu mine la mic dejun, un savant, un nume important al medicinei internaționale, profesorul Jean Ashkenazi. Bună dimineața, bine ați venit la mic dejun! Salut, bună dimineața, doamna Daniela Zeca Buzura. Când vă pronunț numele, am o anumită emoție specială. Emoția se datorește faptului că pronunț numele unui distins care am avut prilejul să-i fiu prieten și de câte ori pronunț numele am emoții de care nu mă pot debarasa și cred că îi se cuvine. Dacă îmi permite să spun două vorbe despre dânsul, aș fi foarte mulțumit. Sunt bucuroasă că le evocați, cu atât mai mult cu cât l-am pierdut dintre noi anul trecut, dar îmi place să cred că e acum într-o lume mult mai blândă decât aceasta în care noi am rămas să respirăm încă. Augustin Buzura, după ce a trăit o viață în singurătate, într-un spațiu al singurătății, din care mi-aduc aminte din povestirile dânsului, îmi spunea când s-a apucat de psihiatrie. Bună dimineața! Cu ce vă servez? Cred că vrem niște cappuccino împreună, nu, domnul profesor? Da, da, și am complotat și am hotărât împreună că vom bea aceeași cafea astăzi. Mulțumim! Mulțumim! Deci, îmi povestea când era la psihiatrie și făcea foile de observație, colegii și profesorul îi spunea, zice, ne face o deosebită plăcere să-ți ascultăm rezumatul foii de observație, care ni se pare că e mai deosebit, este ca o scriere. Și această scriere se pare că a devenit pentru el soluția spațiului de singurătate în care și-a petrecut viața. Adică după ce a văzut o perioadă lungă din timp jumătatea goală a paharului, scrisul e cel care l-a ajutat să se așeze pe partea exterioară a plinului. Aș spune așa că fiind psihiatru și renunțând la psihiatrie pentru scris, el s-a pus din serviciu pentru un bolnav de psihiatrie, mulțumesc, s-a pus în serviciu unui popor întreg. Și de la orgolii și până la raport asupra singurătății, totdeauna m-a emoționat să știu că e un bun prieten. Și nu numai asta, și-a dovedit prietenia printr-un mod cu totul excepțional. Trebuia să prezint o carte de-a mea, adică minimumul despre conștiință. Și academicianul care mi-a promis că va prezenta cartea din motive independente de el, n-a putut să o prezinte. Și eram într-o stare de mare stres. Erau două zile înainte de a prezenta la Fundația de Artă și Cultura Academiei această carte, unde erau foarte mulți invitați și nu era cine să o prezinte. Și atunci i-am spus, zic, sunt în mare stres, nu știu cum o să rezolv problema asta. Și mi-a răspuns așa, textual: nu ești în niciun stres, pentru că ți-o prezint eu. Zic, da, dar e chestie de multă medicină, ai uitat că sunt psihiatru.